Serviciul antigrindine din Republica Moldova a fost ieri în regim de alertă. În mai multe zone s-au format nori periculoși cu gheață, iar pentru combaterea grindinei au fost puse în funcțiune 12 dintre cele 132 de puncte de lansare. Au fost folosite 575 de rachete antigrindine, iar experții spun că efectul a fost cel scontat. Norii au fost dispersați și nu s-au înregistrat pagube mari. Serviciul antigrindine are în dotare aproape 6200 de proiectile pentru dispersarea norilor periculoși. Republica Moldova s-a aflat ieri sub cod galben de ploi, vijelie și grindine. O avertizare a fost emisă și pentru astăzi, valabilă până la ora 22. Pe arii extinse sunt posibile ploi de scurtă durată cu descărcări electrice și vijelie.